nu merg, știi? Că putem să oamenii deschidem acest schimbă subiect. job, da. Dar de ce îl schimbă atât de des jobul? Că tot timpul eu văd. Mai ales, prietenii mei buni au o firmă mare de construcții. Tot timpul ei sunt pe angajări. Și am întrebat, băi Emile, ce se întâmplă? Nu stă lumea. De ce nu stă? Nu le dai salarii? Ba da, te pun la muncă. Și dacă ei muncesc, se simt îngrozitor și nu mai vin. Am oameni care au venit 2 săptămâni, după 2 săptămâni s-au oprit din muncă. Zic și pe șantier, zic și la birou, și pe șantier și la birou. De ce schimbă oamenii jobul atât de des? Motivele sunt diverse, evident, și țin de motivația fiecărui om. Nu putem să generalizăm. Nu. Dar putem să dăm niște exemple concrete. Apropo de industria construcțiilor, da, e adevărat că sensul în muncă, cel puțin în ziua de astăzi, este complet diferit interpretat de cum îl interpretam noi acum 20-30 de ani, de cum îl interpretau părinții noștri, care nu aveau atâtea opțiuni cât există în momentul de față. Nu aveau tentații, nu aveau internet, nu aveau posibilitatea să se informeze, nu existau joburile care există acum. Gândiți-vă că peste 65% dintre copiii care intră azi în școală se pregătesc pentru joburi care nu există. Există nenumărate joburi online. Și oamenii îmi spun lucrul acesta în procesele de consiliere în carieră, vin și spun, eu nu înțeleg ce presupune jobul ăla, mă uit la titlul jobului și nu știu ce presupune. Pe lângă faptul că sunt niște definiții atât de alambicate, niște fișe de post care sunt atât de complicate, de complexe, încât oamenii săraci sunt debusolați și nu se regăsesc deloc. Ca să nu mai spun că ceea ce se prezintă de foarte multe ori la interviu nu se regăsește în mod real în companie. Cum adică? Deci ceea ce se promite în cadrul interviu, de la fișă de post, atribuții, responsabilități, sarcini, obligații, drepturi și așa mai departe, până la semnarea contractului individual de muncă și implementarea acestuia în viața reală în companie, este o distanță foarte mare de multe ori. Se pleacă practic din start cu o dezamăgire. Corect și cu minciună. Deci mie mi se pare că în momentul de față este o tranzacție între ceea ce înseamnă angajator și candidat și că nu mai punem foarte mare preț pe autenticitate, transparență și comunicare directă deschisă în a atrage candidații. Ori asta în mod evident nu o să țină oamenii în companii, pentru că oamenii rămân în companiile în care se simt bine, în care se simt apreciați, în care se simt valorizați, în care au proiecte în care să se implice, în care sunt respectați, în care vocea lor contează, participă la procesul decizional, pot să se manifeste în mod autentic, pentru că la finalul zilei toți suntem oameni. Nu putem să ne atârnăm emoțiile într-un cui afară când intrăm la serviciu și să zicem, stai, eu n-am probleme acasă, copilul nu are probleme la școală, sunt zen, da, și putem să facem lucrul acesta, putem să disimulăm și foarte mulți dintre noi, din păcate, o facem, dar cât timp? Și cu ce? Da. Cu ce compromisuri și cu ce costuri? Da. Deci, motivele sunt foarte numeroase, ca să spun așa, și nu sunt legate doar de bani. Mergem pe ideea următoare. Vine omul să se angajeze. Da, știe pe ce să se angajeze, el este pe expertiza lui, este angajat. De ce nu corespunde fișa postului? În mod real, ce are în cap angajatorul? Adică, care e motivația? Deci, eu sunt angajatorul, dar vreau să te angajez pe tine să vină la mine la firmă și viceversa, oricând, cu cea mai mare bucurie vin lângă tine. Și primești o foaie, da? Pe care sunt scrise niște atribuții. Băi, uite, tu trebuie să faci asta, asta, asta. De ce nu se întâmplă lucrurile alea? Nu se întâmplă pentru că angajatorul are o altă agendă. Doamne ferește! O agendă până nimerește. Okay. Are o agendă pe care are, trebuie să o respecte, respectiv niște rezultate, respectiv niște planuri. Vrea să reducă costurile, pentru că și despre asta vorbim. Și atunci omul respectiv când vine, se presupune că ar trebui să facă 10 joburi în loc de unul singur și să fie plătit pentru unul singur. Dar nu îi se spune acest lucru, pentru că evident că dacă spui omului, dacă eu vin la tine, Radu, și spun, știi, Radu, ce scrie în fișa de asta de post, e un sfert din ceea ce vei face tu în mod real la noi în companie. Și tu, Radu, o să zici mulțumesc frumos, la revedere, pentru că, în mod evident, pe salariul respectiv nu și... Nu stau nici mort. Asta spun. Aveam